Acum 2 ani, piesele din anii 2000, piesele latino, care dădeau savoarea artistului Fuego. Între timp l-am cunoscut și pe omul Paul Surugiu. Știe deja că l-admiră foarte tare pentru faptul că își respectă foarte tare publicul. Niciodată nu l-am văzut neîngrijit, nearătând țiplă, chiar dacă se ducea până la col să ia o pâine sau era pe mulțumesc, Răzvă! Asta înseamnă să-ți respecti. Domne, e cel mai important să-ți respecti publicul. Te-am auzit în niște interviuri vechi, spuneai chestia asta, că e, n-ai putea să apari oricum în fața publicului tău, din respect pentru ce te-au învățat această meserie și pentru părinții tăi. Da, mi-a plăcut totdeauna să-mi respect publicul prin atitudine și prin ținută, pentru că înainte să încep să cânti, te prezinți în fața publicului. Cântând în studioul acesta, știi de ce mi-am adus aminte? Piesele astea sunt primele piese de la debut. Sunt peste 25 de ani de când am lansat. Știi unde am debutat cu Ole Ole Ola? Brenciu prezenta Neața la Antena 1. Ții minte? Măi, cântam aici și mi-am adus aminte de Brenciu, că am fost la podcastul lui. Mickey, că Mickey era tot acolo. Mickey la fel, era în același loc. Acolo era. Deci... Nimic nu s-a schimbat. Deși lansam piesele astea atunci, mamă, sunt peste 20, cred că 20 de ani, nu știu, mă rog, sunt niște ani, și e o bucurie să le cânt pentru că le-am reorchestrat și merg foarte bine așa de dimineața, cum sunteți voi veseli. În ce piese te regăsești acum? În astea, în cele care dau startul? Nu m-am regăsit în stilul latino, nu. Nu, am trecut la muzica romantică mai târziu, dar a fost un debut care s-a bucurat de succes pentru că în perioada respectivă nu se prea cânta genul acela. Știi cine a fost prima artistă care a început cu genul acesta când eram noi copii? Marina Voica. Marina ea Voica, a cântat acest gen, ea a venit cu castanietele după ea. Bine, și astăzi Marina cântă. Vreau să spun că am fost cu ea într-un spectacol la Babadag luna trecută și am rămas înmărmurit. A cântat tot recitalul live. Ce energie! Și-a ridicat ca sala în picioare, 500 de oameni, cu o adevărată divă s-a prezentat la vârsta ei, care e o vârstă respectabilă. Da, da, știm, o apreciam, am avut-o în platou de câteva ori. Interesant mindset-ul, că așa se vorbește acum despre mindset-uri. Ai un decembrie, tu în decembrie ești de negăsit. Nu știu cum poți, te-am văzut și pe scenă cu câte două spectacole pe zi. Mi se pare că decembrie este luna lui și a lui Ștefan Hrușcă. Da, acum, da. Apropo, vine Ștefan în țară după... După 3 ani, da. Ștefan, ce vreau să spun este că Ștefan întotdeauna a cântat colindul tradițional atunci din Maramureșul istoric. Eu am cântat cântecele mele de Crăciun și am un... Dar ai vreo 200 de cântece multe, de iarnă. Nici nu știu ce o să cânt. Acum suntem pe repertoriu. Am două proiecte importante și nu știu, sper să facem față ca lumea. Hai pentru să începem că... cu Sala Palatului pe 2 decembrie la ora 19 într-un spectacol care se cheamă Drag de România Noastră. E un spectacol în care voi fi alături de orchestra fraților Vasile și Vitalia Advahov, orchestra asta care acum face succes peste tot pentru că ei au fost la Eurovision și au adus un loc fruntaș pentru Moldova. Am stat cu ei în sală și în final eram chiar în spatele lor, era ultima gradenă și am dansat puternic și i-am încurajat. Ei, cum să spun, fiind mișcați de steagul pe care îl fluturam, care era un steag al României, așa cum ne dorim noi toți românii. Da, extrem de iubiți, fac profesia asta cu simț de răspundere și să știi că deja am început repetițiile, sunt un, cum să zic eu, trec prutul de nenumărate ori, asta pentru că vrem pe 2 decembrie la Sala Palatului să fie un spectacol grandios, am invitați de marcă, voi fi și ardelean și maramureșan și moldovean și oltean și dobrogean, așa, toate zonele țării, dar voi cânta în duet cu oameni de frunte din zonele astea, doamna Irina Login la Prahova, doamna Floarea Calotă Teleorman, Sava Negrean Brudașcu vine cu un moment patriotic din Transilvania, va fi un moment cutremurător pentru că suntem pe 2 decembrie după o zi dedicată zilei naționale. Va fi alături de mine Constantin Enceanu din Maramureș, vine doamna Angela Buciu care va cânta
nemuritoarele ei cântece, Mocirița și Înflorito Ruguțu, și va fi un moment spectaculos la Sala Palatului. Mioara Velicu va cânta cu mine și doamna Angelica Stoican, care reprezintă Mehedințu și care știți că apare foarte rar. Eu îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația la Sala Palatului. Și doamna Maria Iliuț reprezintă Bucovina de Nord cu ansamblu Crenguță de Iederă. Ansamblu Baladele Deltei, coregraful domnul Coman, vor întreține atmosfera schimbând costume după costume cu toate zonele acestea. Va fi un spectacol pe care sper că îl va aprecia lumea. Încă se mai găsesc locuri pe ticketstore.ro, pe salapalatului.ro, pe iabilet.ro și la caseria de bilete a Sălii Palatului. Imediat ce termin Sala Palatului, eu iei prin țară. Păi pe 2 am spectacol la Sala Palatului, pe 3 trebuie să ajung până la ora de amăroc, dar pe 4 începe turneul național de colinde. Mai multe amănunte pe Facebook? Voi fi în marile orașe ale României, pe pagina mea de Facebook, Paus Rugiu Fuego, pagina cu bulina albastră. Pe 4 decembrie la Cinema Florin Piersic începe turneul la Cluj. Și după care voi fi Bacău, Oradea, Satu Mare, Focșani, Giurgiu, la Panciu, unde Galați, Panciu. La Panciu e aproape primar Paul Surugiu. Asta e o informație de interior. Îți mulțumim tare mult, prietene. Eu îți mulțumesc. Să ai o lună decembrie agitat, așa cum te știu, și să te relaxezi în ianuarie, când noi toți suntem mulțumim în vacanță. Mulțumim frumos. Să fii sănătos.